E un fel de șoarece ciudat, ce asta? Este o specie mai nouă, apărută la noi, șoarecele cu țepi. Șoarecele cu țepi african? Da. Spre deosebire de alte rozătoare la care pui când se nasc mici, chei, orbi, de dimensiuni foarte mici, în caz, și foarte mulți, în cazul lor sunt cu totul diferiți. Pui se nasc cu ochi, blăniță, în câteva zile le apar țepii. Cum țepi? Adică e pielea modificată? Uite, deci că e aici. Da, da. Este o adaptare la mediu și la dușmanii care l-ar putea mânca. Răpitoare. Să le stea în gât. Oarecum, în momentul în care un șarpe îl prinde, în momentul în care simte în gură țepii respectivi, îl scuipă. Nu sunt eu prea incisiv, dar pot să mă iau la întrecere chiar și cu rozătoarele. Cioricel, prietenul nostru, rozătorul, dăunătorul, am să te rod de tari. Șorice, traforaș. Să începem de la coadă. Cred că o să dureze vreo 4 zile. S-a rupt diapazonul. Am să apelez la brișca mea universală. Forma perfectă. Uite șoricelul.